Salut! Cum formăm coroana pomișorilor nou plantați? În anul 1 de la plantare, retezăm tulpina de la înălțimea de 60-70 de centimetri sau lăsăm creșterile cu care pomișorul vine deja din pepinieră? Am să răspund simplu și direct. Urmăriți materialul în continuare. Specialiștii în domeniu vorbesc pentru noi toți. Eu am luat ca model modul de tăiere, de formare al specialiștilor de la Institutul de Pomicultură Mărăcineni. Dacă vă interesează subiectul, urmăriți în continuare materialul. Tehnica formării coroanelor. Imediat după plantare se proiectează forma de coroană stabilită pentru plantația respectivă. Dacă pomii plantați au ramuri anticipate pe trunchi, pe porțiunea de 60-80 cm de la sol, acestea nu se taie, eventual se răresc. Dacă pomii nu au ramuri anticipate, varga se scurtează la 80-90 de cm de sol. Viitoarele ramuri care vor forma coroana vor fi cele crescute pe porțiunea de 60-90 de cm de sol. Bun, și avem mai în continuare mod de formare. Anul 1. Anul 1 ne interesează pe noi, pentru că exemplificăm cu pomii plantați în primăvara 2023. Aici, la anul 1, menționează că primăvara varga se scurtează la 30-35 cm de sol. Dar pomii noștri, din exemplificarea din continuare, au etaje deja formate, au ramuri anticipate, așa că le vom lăsa. Și aveți în continuare descrierea procesului tehnologic. În anul 1, în anul 2, în anul 3 avem și pozele de exemplificare cu diferite forme de coroană, tehnologiile de întreținere, tehnica de fertilizare, dar ceea ce este, consider eu, foarte important, avem planul de fertirigare. Este un plan științific care merită a fi citit, tehnica irigării plantaților, particularitățile privind tăierile și întreținere. Toate informațiile le găsiți în acest ghid scris de către profesioniștii Institutului de Cercetare Pomicolă Mărăcineni. Merită să vă documentați, merită să punem în aplicare tehnologia așa cum este ea gândită și aplicată de către profesioniști, de către inginerii cercetători. Și mult și foarte important, spun eu, avem și o secțiune cu principalele boli și dăunători la cireși. După ce sunt trecute în revistă, avem și programul de combatere a bolilor și dăunătorilor. Cu fenofaza, adică atunci când trebuie să aplicăm păduchele, dăunătorul care intervine în această perioadă, precum și produsele cu care facem tratamentul. Eu consider că după tăierea și formarea pomului, programul de combatere a bolilor este cel mai important. Așa că să studiem cu mare atenție aceste informații, mai ales pentru că sunt date de profesioniști și nu în ultimul rând pentru că sunt gratuite. Așa că nu mai stăm la mâna vânzătorului de produse chimice din magazinele fitosanitare care nu de puține ori vrea să-și vândă un anumit tip de marfă. Așa că eu cel puțin mă duc cu lecția deja învățată. Îmi selectez substanțele de care am nevoie și mă duc cu ele cu un bilețel direct
în magazin și cer numai ceea ce mă interesează. Uitați, toate informațiile sunt redate aici cu foarte bună exemplificare și foarte bine structurate. Așa că vă recomand acest ghid să-l citiți, pentru că sunt informații deosebit de importante. Acesta este ghidul și îl găsiți pe linkul pe site-ul Institutului de Cercetare și Dezvoltare pentru Pomicultură Argeș-Mărăcineni. Dar am să vă pun eu în descriere și linkul de unde le puteți accesa aceste informații. Este un ghid foarte bun care cuprinde majoritatea pomilor pe care îi avem noi în grădină. Avem mărul, părul, gutuiul, prunul, cireșul, vișinul, caisul, piersicul, nucul, migdalul chiar, alunul, castanul comestibil, cultura căpșunului, zmeurul, cultura murului, cultura coacăzului, cultura cătinei, cultura afinului, cultura agrișului, măceșului, lonicerei, cornului, scorușului negru sau aronia, cultura trandafirului pentru petale. Așa că vă recomand, accesați aceste informații și țineți cont de ele, aplicați-le în viața de zi cu zi. Această metodă am să o aplic în zilele următoare la tăierea pomișorilor pe care i-am achiziționat de la Institutul Pomicul Mărăcineni, cireșii și piesicii.